dimineața! Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa. Îl pornim repede. Am niște probleme de la școală. Da. Geometrie sau algebra? Algebra. Algebra. Trebuie să începem de la sfârșit? Nu. Deci, exercițiul 19 la pagina 50. 19 de la 50. Cum sună? Într-un coș sunt cel mult 200 de mere. Dacă le număr câte 3, 4 sau 5, nu rămâne niciun măr. Dacă le număr câte 7, rămâne separat un măr. Câte mere sunt în coș? Deci, într-un coș sunt cel mult 200 de mere. Deci, cum scrie? Notăm că e numărul de mere. Număr de mere. Și ce știm că n e mai mic decât 200. Da, cel mult 200. Cel mult 200, deci până în 200. Până în 200, da. Cel mult. Deci cel mult mai mic egal. Hai să zicem mai mic egal. Nu, cel mult. Cel mult, deci nici vorbă să nu zice, da, nu cred. Da. Cel mult. Hai să zicem 200, da? Da. Dacă le număr câte 3, 4 sau 5. Deci câte 3, câte 4 sau câte 5. Nu rămâne niciun măr. Câte 3, câte 4, nu rămâne niciun măr. Adică... Într-una putem scrie că n împărțit la 3, bară, slash împărțit la 4, slash împărțit la 5. Nu, luăm pe rând. Păi ce înseamnă că împărțit la 3 nu rămâne niciun măr? Adică suma cifrelor... Nu rămâne niciun măr, mă. Păi sunt foarte exact. Asta, mă. Înseamnă că n va fi scris ca fiind 3 ori un K. Sau 3x, 3y, ce vrei? 3x, hai să zicem, 3x. Și pe de altă parte, nu e egal și cu? Nu este egal cu 4 ori y. 4 ori y. Și n mai este egal cu 5 ori z. 5 ori z. Și n egal cu 7 ori t plus 1. Asta este relația. Deci dacă nu pasă la 3, la 4 și la 5, nu-ți dă rest. Poți scădea 1 din ultima relație. Da. Să fie n minus 1 egal cu 7t. Bun. Dar când mi-ai explicat jocul de aici, că nu mai este același el. Dar ce înseamnă că se parte și la 3, și la 4, și la 5? Adică are divizori pe 3, 4 și 5. Adică dacă are pe 3, 4 și 5, are pe produsul lor. Da. Putem avea cel mai mare multiplu comun al celor 3. Da. Adică vom descopune pe 3, pe 4 și pe 5. Da. Și cât face? 3 ori 2 ori 5, 2 la 2, 3 ori 4, 5, adică 60. Adică 60 și se mai vede tipul, da? Deci de aici înseamnă că n este multiplu de 60. N este de tipul 60 ori 1K. Este parte exact la 60, că da. Se face și la 3 și la 4 și știe cine egal 60K. Păi, putem să luăm K-ul, ca plecând, să luăm un K maxim, care să nu treacă pe 200. Exact. Adică ar putea fi... Ca 1, hai să mergem cu K egal cu 1. Pentru K egal cu 1, deci pentru K egal cu 1, rezultă că nu ar arăta 60, da? Da. Nu egal cu 60. Este corect. Și acum să vedem dacă 60 se împarte la 7 și dacă ne dă restul. Da. 60 împărțit la 7. Da. Deci 60 împărțit la 7. Este egal cu, intră de 8 ori. 8, 7 ori 8, 56. Și este 4. Adică 60 se scrie ca fiind 7 ori 8 plus restul 4. Nu restul 4 trebuia să fie, restul 1. Nu-mi place. Îi dau ca valoarea care acolo. Are egal cu 2. Atunci ce este? N egal cu 60. N egal cu 60. 120. 120, corect. Și acum am împărțit pe 120 la 7. Da. Deci 120 pe la 7 se scrie ca fiind 7 ori... 7 în 12 merge o dată. Dată. 5 rămâne, 50. 7 în 50. Intră tot de 7 ori. 7 ori 7, 49 și rămâne rest? 1. Deci vine 17 ori 7 plus 1. Asta îmi trebuia. Restul să fie 1. Deci care e numărul căutat? Răspuns la problemă? 120. Nu egal răspuns corect. Nu egal cu 120. El, dacă îl împarți și la 3, și la 4, și la 5, se împarte exact. Și dacă îl împarți la 7, restul e 1. Ăsta e numărul acesta. Corect. Foarte clar, nu? Problema. Mergem mai departe. 20. Într-o clasă sunt mai puțin de 30 de elevi, dar mai mult de 20. Adică, numărul elevilor. Mai puțin de 30, dar mai mult de 20. Deci, asta e cuprins între, te rog să mă treci. 20-30. Între 20-30. Bun. Dacă s-ar așeza câte 2 într-o bancă, ar rămâne o bancă cu 2 locuri libere. Deci, dacă punem câte 2, rămâne o bancă cu 2 locuri libere. Cum să fie așa? Dacă am pune câte 2... După aceea ne spune, dacă s-ar așeza câte 3 într-o bancă, ar rămâne de asemenea o bancă cu locuri libere. O bancă cu locuri libere. Mai vedem o dată. Deci, într-o clasă sunt mai puțin de 30 de elevi, dar mai mult de 20. Bun. Dacă s-ar așeza câte 2 într-o bancă, ar rămâne o bancă cu locuri libere. Cu locuri libere. Adică... Stai. Câte 2 în bancă, ar rămâne o bancă. 2 locuri libere. Bine. Da. Egal cu 2 ori... Când punem câte 2. Câte 2, da. 2 ori un X. Un X, da. Așa. 2 ori X. Plus 2. Minus 2 sau plus 2. Și ar rămâne o bancă cu 2 locuri libere. O bancă cu 2... Nu 2, cu locuri libere, așa spune. Cu locuri libere. Nu știu câte libere. Apropo de asta... Dacă îi pune câte 2, clar că 2 locuri, nu? Sau... Da, dar atunci restul împărțirii aici... Exact. Nu, cât e restul, dar împărțirea la 2, restul cât trebuie să fie? Cât e cel mult? O să fie 1 sau 2, sau chiar 0. 2 nu va să fie. 1 sau 0. 1 sau 0. Deci, spune, dacă îi punem câte 2, rămâne o bancă ultima cu locuri libere. Dacă îi punem câte 3, ar rămâne de asemenea o bancă cu locuri libere. Dacă îi punem câte 3, deci egal cu 3 ori Y, așa, plus tot o bancă cu locuri libere. Adică poate să fie 0, 1, 2 și 0, 1 și 2. Banca asta câte locuri poate să aibă? Mai citești odată tu, Mihela, tu... Într-o clasă sunt mai puțin de 30 de elevi, dar mai mult de 20. Dacă s-ar așeza câte 2 într-o bancă, ar rămâne o bancă cu locuri libere. Dacă s-ar așeza câte 3 într-o bancă, ar rămâne de asemenea o bancă cu locuri libere. Câți elevi sunt în clasă? Păi, o bancă ar trebui să aibă 2 locuri. Și 3 locuri la 1. Deci se subînțelege că banca ar avea 3 locuri. 3 locuri. Câte vreme putem pune și câte 2 și câte 3, ea are 3 locuri. 3 locuri, da. Deci, în clipa în care punem câte 2. Da, punem câte 2. Deci, în banca asta am pus 2. În banca următoare punem iar 2. Banca următoare iar 2. Și așa mai departe. În ultima bancă punem 2. Și rămâne o bancă. Rămâne o bancă liberă, cu locuri libere. Deci rămâne o bancă cu locuri libere. Dacă punem câte 3 acum. Punem câte 3 în bancă. Câte 3. Câte 3. Punem câte 3. Așa. Rămâne din nou o bancă. Și te întreabă câte bani și câți elevi. Nu, câți elevi sunt în clasă. Câți elevi sunt în clasă. eu le-am ciudat pe problema. Da, și discutat cu Maria acum și să înțeleagă și ea, da? Dar e și o problemă. Într-o clasă sunt mai puțin de 30 de elevi, dar mai mult de 20. Între 30, am zis, și 20. Și 20, numărul de elevi. Dacă s-ar așeza câte doi într-o bancă, ar rămâne o bancă cu locuri libere. Deci câte doi punem, da? Câte doi. Dacă s-ar așeza câte trei... Stop. Câte doi... Și rămâne o bancă... Cu locuri libere. Cu locuri libere. Dacă îi punem câte doi. Câte doi. Da. Dacă îi așezăm câte trei, ar rămâne de asemenea tot o bancă cu locuri libere. Punem pe al treilea. Da. Punem pe al treilea. Punem pe al treilea. Deci punem câte trei. Da. Ar rămâne în final tot o bancă cu locuri libere. Tot o bancă. Aici nu-mi place. Poate ar rămâne două bănci sau trei bănci. Nu-i corect. Nu-i corect. Păi cum? Dacă îi pui câte doi rămâne o bancă, dacă îi pui câte doi tot rămâne o bancă. Nu-i corect. Ceva nu-i corect. Dar uite la statică, poate. Știi că am mai găsit noi greșeli, că nu, profesor? Ne dăm seama de acolo. Deci nu se poate. Deci e greșit. Da. Mai cum te-o rezolvi așa? Pot fi 23, 25 sau 29. 23? Atât a răspunsul, da? Pot fi 23, 25 sau 29 de elevi. Hai să încercăm să răspundem noi. Ultima bancă ar fi avut un loc liber. Deci pot să fie 23 sau 25 sau 29, ai zis? 23, 25 sau 29. Sau 29. Hai să vedem câte 23 dacă mergem. Punând câte 2, câte 2, câte 2, dacă merge cu 23, punând câte 2, rămâne o bancă liberă. Deci, punând câte 2, câte 2, rămâne o bancă liberă. Păi câte 2, 23, dacă pun câte 2, câte 2, nu-i bine că rămâne o bancă. Rămâne o bancă cu locuri libere. Stai să... Rămâne o bancă cu locuri libere. Locuri libere, adică în ultima bancă punem un singur elev. Ar putea fi un elev. Și două locuri libere. Când vorbește de locuri. Ultima bancă... Adică când punem câte trei? Când punem câte doi. Câte doi. Când punem câte doi elevi, rămâne o bancă, ultima bancă, rămâne o bancă cu locuri libere. Înseamnă că băncile de trei elevi? Așa înțeleg eu, că nu mă pot să pun câte trei. Câte trei. Deci am libertatea. Așa trebuie să o înțeleg. Dar acum când pun câte trei, rămâne tot o bancă? Da, tot o bancă. O bancă. Cu locuri libere. Păi atunci nu prea mai merge. Trebuie să spunem că rămâne două bănci. Zice, de asemenea, o bancă. Deci tot la fel. Tot la fel. Păi eu pun câte trei în bancă. Păi de unde să pun trei aceea? Păi poți să pui trei într-o bancă de două persoane. Adică, practic așa ar fi. Dacă ar fi un stot una. Dacă punem câte trei, înseamnă că trebuie să luăm dintre ăștia de aici să-i punem câte trei. Păi da? Câte 3. Ori eu 23, dacă pun câte 3, am 21, 7 ori 3, 21 și mai rămân 2. Două locuri. Mai rămân 2 elevi care ocupă o bancă. Și atunci când pun câte 2, dacă iau numărul 23, 11, deci nu-i prost. Nu poate să fie tot o bancă. Când pun câte 3, nu poate să rămână tot o bancă. Trebuie să rămână două bănci sau trei bănci. Hai să vedem cum facem noi corectura. După răspunsul care îl dă, să facem corectura. Deci punând câte 2, înseamnă că rămâne o bancă cu locuri libere. Și când pun câte 3, trebuie să-mi rămână... Deci eu la câte 3 am să am... La câte 2 am 11 bănci. Câte 2? 11 bănci. E 23 dat el care a răspuns. 11. Păi 22. 2, împărților 2, 11 lungi. Și a 12-a bancă. Da. Deci ar fi câte bănci? Pentru 23? Pentru 23. Pentru 23 va trebui 12 bănci, dar pentru 29 nu mai merge. Pentru 29 nu mai trebuie. Nu mai este. Păi. Informație proastă. Nu, ia de Cristi. Deci, într-o clasă sunt mai puțin de 30, dar mai mult de 20. Dacă s-ar celălalt câte 2 într-o bancă, ar rămâne o bancă cu locuri libere. Dacă s-ar așeza câte 3 într-o bancă, ar rămâne de asemenea o bancă cu locuri libere, câtele sunt în clasă. Unde suntem? La ce capitol? La multipli, domn profesor, suntem. La multipli suntem. Da, adică multipli de 2 și multipli de 3. Da. Mă uit să văd dacă dau... Da, multiplul de 2 și multiplul de 3. Ei asta încearcă să zic. Da, multiplul de 2 și multiplul de 3. Este deodată 2x plus 1 și 3y plus... Nu am ce să spun aici. Exact. O bancă. Nu poți să te... De asemenea o bancă. Băncile acelea... De regulă sunt de 2 elevi, nu sunt de 3 în primul rând. Și dacă acceptăm și așa... Și dacă acceptăm că sunt de 3, ceea ce nu-i frecvent în România... Da. De asemenea locuri libere. Deci de asemenea locuri libere. Păi, îi punem câte 2, domnul profesor? 22 și 28, 1. La câte 3, 20, dacă ar fi 25, aici la câte 3 înseamnă 27, și am 2, restul 2. 23 înseamnă 21, restul 2. Și la 25, ca să fie tot restul 2, ar vrea, ar fi 22, care nu e multiplul de 3. 23. 23, care nu e multiplul de 3. 24 e multiplul de 3. Atunci, așa. Deci împărțit, când se împarte la 2, restul e 1. Că zice, rămân locuri libere. Băncile fiind de 3. Restul ne aici nu, la 2. La 2. Da. Aici restul trebuie să fie numai 1, nu poate să fie 0. Nu, dar poate să fie 2. Adică 2 la modul că banca poate fi goală. Nu, am înțeles. Nu, dar câte vreme vorbește de 3 așa, zic, banca e de 3 locuri. Bun. Și atunci, când punem câte 2, restul împărțirii la 2 nu poate să fie niciodată... Decât 1. 1. Fiindcă spun, sunt locuri libere. 1 sau 0 ar fi putut să fie, nu? 0 nu, că zice că e o bancă cu locuri libere. Bancă... Dacă banca e de 3, înseamnă că putea să fie chiar toată liberă. Și eu așa o vedea o oală. De aceea, în clipa în care iau toată... Liberă. Dacă plecăm de la premiza câte 3. Câte 3 trebuie să plecăm. Da? Deci băncile sunt de câte 3. Da. Deci punem câte 2 copii în fiecare bancă de 3. Da. Și rămâne, să zicem, toată banca liberă. Și rămâne toată banca liberă, asta însemnează că aș avea aici 0. Multiplul, deci s-ar divide la 2. Nu? Dacă rămâne toată banca liberă. Când pun câte 3, restul împărțit la 3 o să fie 1 sau 2. Profesor, ar trebui să lăsăm banca la cât mai plină, ca să avem de luat să punem, să completăm câte 3, dar nu iese. Păi nu iese. Ah. Și tot o bancă liberă. Păi cum? Să zicem că ar fi maxim cât? Dacă rămâne o bancă cu locuri libere, asta înseamnă, domnul profesor, că ultima bancă care rămâne cu locuri libere, poate să aibă măcar un loc liber, trebuie să aibă, nu? Da. Înseamnă că 2 o ocupă. Și ăia 2 îi duce în față ca să faci 3 și nu, problema e greșită. Noi încercăm să o facem, să o ajustăm într-un fel. Să o ajustăm noi? Da. Ea este greșită așa. Da. Nu merge. Deci, e egal cu 2x plus restul. Restul împărțirii poate să fie 0 sau 1. Da? 0 sau 1. Aici împărțit la 3, restul poate să fie 0, 1, 2. Și atunci, dacă merg pe... Deci restul ier aparține mulțimii 0 sau 1. Aici ier, ier 1, ier 2, aparține mulțimii 0, 1 sau 2. 0, 1 sau 2. Se iau toate combinațiile cu resturile acestea? Deci nu e... Și nu ajungem noi la numele alea. Și nu ajungem... Dacă nu sunt numere naturale, atunci pică variantele acelea. Dar e o combinație acolo cu X și Y cu ăsta. Noi am făcut probleme de acestea, dar trebuia să aflăm câte bani și câți elevi sunt. Bine, și aici, câți elevi. Da, nu contează și câte bănci. Elevi, da. Când a trebuit tot N egal cu numărul elevilor și X numărul băncilor, da? Deci hai să spunem că rămân elevi și bănci. Rămân bănci libere, nu o bancă. Nu aceeași bancă. Deci când spune că împărțim, câte 2 rămâne o bancă... Și câte 3, mai multe trebuia să zic. Singură, câte 3, mai multe bănci. Rămân bănci, măcar dacă spune rămân bănci libere, rămân bănci libere, atunci merge să încercăm. Hai să o facem așa, că rămân bănci libere. În condițiile astea, vom avea odată mai multe cazuri de analizat. N egal cu 2x, N egal cu 3x, restul 0, 0. Deci, am avea cazul întâi. Am avea N egal cu 2x și N egal cu 3y. Cazul 1, cazul 2, N egal cu tot cu 2x, iar N egal cu 3y plus 1. Adică ai spus restul 0, să înțelegi, păstrezi restul 0, da? 3y plus 1. Apoi N egal cu 2x și N egal cu 3y plus 2. Și am epuizat în cele trei cazuri, păstrând pe N de la primul rest 0. Și acum mă duc restul 1 și iau pe iarăși toate 3. Și așa avea. Asta a fost 3, 4. N egal cu 2x plus 1 cu N egal cu 2y. Nu cu 2, 3y. N egal cu 2x plus 1 cu N egal cu 3y plus 1. 5. 6. N egal cu 2x plus 1 și N egal cu 3y plus 2. Acum, vreau să încerc să interpretez că rămân bănci libere. Punând câte 3, rămân bănci libere. Folosesc pluralul pentru a încadra, că dacă e aceeași bancă, intru în conflict. Nu poate să fie să rămână o singură bancă și la pățelea 2 și la pățelea 3. Ce bănci libere. Așa. De aici, în varianta asta, N este multiplu și de 2 și de 3, deci multiplu de 6. Ce multiplu de 6 aș avea cuprins între 20 și 30? Păi ar fi 4. 24, nu? 6 ori 4. 6 ori 4. Deci N egal cu 24. Ele. Ar da? N egal cu 24. Că se împarte și la 2, exact și la 3. Se împarte la 6, exact. Dacă aș lua 2x și 3y plus 1, este vorba de același număr de elevi și aș avea de rezolvat o relație destul de ciudată. 2x egal cu 3y plus 1, unde x-ul și y o să fie numere naturale, este o ecuație destul de urâtă. Perdem și timp. Deci am încercat să facem o rearanjare a ei, să o regândim, să mergem mai departe. Nu, facem următoarea problemă. Nu, e dată greșit, domn profesor. N-am întâlnit. Nu, n-am întâlnit. Și dacă o fi corect, să vă rezolvi doamna. E greu de înțeles ce anume vrea autorul. Că zice aceeași bancă. Nu pasă. Băi, și sunt mai mulți care nu goale exact, cu câte trei. De asemenea, o bancă. Da. Și vedeți, dacă ar fi bănci de 3 și am pune câte 2, domn profesor, ar însemna că toate băncile sunt cu locuri libere. Sigur că da. Nu numai o bancă cu locuri libere. Deci, toate băncile sunt cu locuri libere, nu o bancă. Vedeți că nu... Nu se leagă ceva. 21 de la pagina 50, dar vine tot la tine. A. Aflați cel mai mic număr natural, care împărțit la 6, dă restul 5. Cel mai mic. Aflați ien număr natural. Da, care împărțit la 6. Minim. Așa încât. Ien împărțit la 6. Încât. Ien împărțit la 6. Să dea restul 5. Ien egal cu... Ien egal cu 6K plus 5, nu? Da. Și împărțit la 5, dă restul 4. Ien egal cu 5P plus 4. Cine e cel mai mic număr? Când îl împărțim la 6 să dea restul 5 și împărțim la 5 să dea restul 4. Că face cel mai mic multiplu comun al lui 6 și lui 5. E o pantă simpatică aici. Daria? Mi-aș face tema la geometrie, așa că... Da? Da. Hai să fii și tu un pic atent. Da. Este frumoasă chestiile. Și când îl împart la 6 de restul 5, când îl împart la 5 de restul 4. Aha. Cum era partea aceea? Este ceva. Deci este diferență de 1 între ele. 6 și 5 și 4. 6 și 5. Da, și 5 și 4 e tot 1. Deci o să adunăm 1 în fiecare dintre ele. Deci adunăm plus 1 și plus 1. Și atunci rămâne când n egal cu 6. N plus 1. Plus 1 este egal cu 6K plus 6. Dar de ce nu tu 1? Ai sesizat chestia asta. Pentru că vreau să-l dau pe 6 în factor comun și pe 5 în factor comun. Corect. Și tot N plus 1 acela. Tot N plus 1 este egal cu 5P plus 5. Și acum o să dăm în relație de sus pe 6 în factor. De nou, N plus 1 va fi egal cu... Davide, N plus 1 egal cu... N este egal cu 6 pe lângă K. 6 pe lângă K plus 1. Și N plus 1 este egal cu 5 pe lângă P plus 1. P plus 1. De aici ce înseamnă? Că N plus 1 e multiplu de 6 și multiplu de 5. Și fiindcă se vrea cel mai mic, facem cel mai mic multiplu comun. Al lui 6 și al lui 5. Adică ar fi 5 ori 3. 5? Da, 5 ori 6. 30. Deci de aici rezultă că N plus 1 egal cu 20. 5 ori 6, nu? 5 ori 6 și egal cu cât face? 30. De unde N va fi egal cu 30 scăzut 1, 29. Ia să probăm, domn profesor. Cel mai mic număr care se împarte la 6 și de restul 5. Ia să vedem. 29. Ia să vedem. 29, Davide, se scrie ca fiind... 29 se poate scrie... Ca 6 ori 4. 6 ori 4. 6 ori 4, 24 plus 5. Corect. Și tot 29 împărțim la 5. 5 ori 5. Face 5 ori 5 plus 4. Corect. 4. Corect, domnule. Domnul profesor. Da, deci e corect. Altul după el știi cine ar fi? Ăsta e cel mai mic. Ăsta e cel mai mic. Următorul care ar fi tot atât de deștept. Ori multiplu al 29, adică 2 ori 29. Adică 58. Face treaba aceea, că face 29, care e ăsta, exact. Mai mic, și dublul său, și triplul. Și tot așa. Și tot așa. Dar deci, cel mai mic e ăsta. Cel mai mic multiplu. Deci s-a pus problema să aflăm cel mai mic multiplu comun. Asta a însemnat. Al lui 5 și al lui 6, cel mai mic multiplu comun. Acestora, decât 29, că n-au niciun divizor. Sunt primii între ele cele două. Corect. Da? Sunt prime între ele, corect? Prime între ele. N-am vorbit din ele prime între ele. Deci unul după altul, imediat. Da? Deci asta a fost. Da? B. B, domn profesor. B. aflați imediat, aflați ABC barat. ABC barat. Știind că împărțit la 72 dă restul 69. Așa încât ABC barat împărțit la 72 dă restul 69. Restul egal 69. Și tot ABC împărțit la 60. 60. Dă restul 57. 57. Trebuie să scrii repede, Davide, cum scrii mai aici? Teorema împărțirii cu restul. ABC. ABC egal cu... Este egal cu 72K. Așa. Plus 69. Plus 69. Și jos ABC barat este egal cu 60 ori 57. 60 ori P. 60 ori P. Plus 57. Plus 57. Putem să adunăm un 3 în fiecare relație. Diferența de 3? Da. La 72, la 69, 3, corect. 60, la 67, 3. E aceeași tehnică. Plus 3, plus 3. Și atunci apare ABC. ABC egal cu... Plus 3, dar n-am nimeni. N-am nimeni. Egal cu 72K. 72K. Plus 72. Corect. Plus 72, corect. Și ABC plus 3 egal cu 60P. Nu, 60P. 60. Plus 60, corect. 60. Și acum voi scoate factor pe mine. Egal cu 72 pe lângă. ABC. 72 pe lângă. ABC barat plus 3 egal cu 72 pe lângă. Egal cu 72 pe lângă. K plus 1. K plus 1. Și egal cu 60 pe lângă P plus 1, da? P plus 1. Adică de aici ABC plus 3 ABC plus 3 este egal cu cea mai... Nu, ABC plus 3, da. Trebuie să află cea mai... Vrei să te pronunți, dar de aici ar fi însemnat că ABC se divide, plus 3 se divide la 72, asta am să spun, da? Se divide la 72 și tot așa ABC plus 3 se divide și la 60. Deci e multiplu și de 72 și de 60. Vrem cel mai mic. Dar asta înseamnă că este multiplu de 2, de 3. Nu multiplu, mama. Divizor plus 2. Adică eu mă refer că ABC trebuie să se împartă la 2, trebuie să se împartă la 3. Păi afla cel mai mare, cel mai mic multiplu comun și... A cuia? Are 72 și 60. Deci ABC plus 3 egal cu multiplu de... Hai să spunem, cel mai mic multiplu comun, uitați așa scrie. Cel mai mult multiplu comun al numerelor 72 și 60, ori un... Ori un K. K. Nu, că ați spus K. T. Ori un T, ori un X. Acum ne vom descompune. Le descompunem ca să le facem ce? 72 cu 2. Da, 8 ori 9 ca să mergem de... 8 ori 9, corect. 2 la 3 ori 3 la 2. 2 la 3, da? Ori 3 la 2. 60 câte? 60. 2 la 2 ori 3 ori 5. 2 la 2 ori 3 ori 5. Și atunci multiplu comun, uite, scriu repede. Dar spunem paranteze de pătrate și nu mai știu cel mai mic. Cel mai mic sau cel mai mic? Am spus în paranteze dreapte, cel mai mic multiplu comun. O să fie 2 la... Nu, o să fie 2 la 2. 2 la 2. 366. Ori 2 la 2 ori 3. Ori 3, ori... Ăla e cel mai mare. 5. Atenție. Cel mai mare divizor comun între 2 la 3 și 2 la 2 e luat pe 2 la 2. Și din 3 la 2 și 3 la luat pe 3. E cel mai mare divizor comun. Eu trebuie să-l luat pe cel mai mare. Ah, pe 2 la 3, ori 2 la 2. Deci dacă eu dăm cel mai mic număr care se bate și la 72. Asta e multiplu comun. 2 la 3, ori 3 la 2, ori 5. 2 la 3, ori 3 la 2, ori 5. Și eu dat 366. Nu, 360. 360. Bun. El este...